dată desfășurate la fața locului de către colegi. Se pare că în timp ce un tânăr de 20 de ani conducea auto utilitară pe drumul județean 207C dinspre municipiul Roman către localitatea Cotuvameș, conducătorul auto a acroșat un bărbat de 57 de ani din Horea care circula pe biciclete în aceeași direcție de deplasare. În urma impactului a rezultat rănirea biciclistului care a fost transportat cu ambulanța la spitalul de urgență Roman, iar în cauza cercetările sunt continuate în contextul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.